Au, mi s-a pus hârcel la picior. Am ieșit pula. Bună ziua. De fapt, asta, stai că e al tău ăsta. Vrei să faci tu intro? Nu, eu am spus bună ziua. Da, nici mi-e nu pare să fac intro. E foarte inconfortabil în poziția asta, doamne. Yo, what's up, oamenii mei, ce mai faceți? Bine v-am găsit la un nou clip. Și pe scurt, astăzi facem o reacție la nou trailer pentru Love and Thunder. Avem și noi un trailer full pe care l-am văzut amândoi deja. Deja știm unde suntem dezamăgiți amândoi. Și la Spidey pe canal, acest moment s-a postat și reacție la Mission Impossible 7, făcută tot împreună, doar că am făcut schimb de locuri. Și dați-i follow lui Spidey că dacă pe, nu vă cad ochii, pe vă ia Instagram, Andu Chanel, pe Twitter, pe Goodreads, da. Pe YouTube. Și dați-mi bani, donați-mi pe live, pe Twitch. V-am lăsat un card de aici. Live-urile aici. O să fie mult mai proeminente acum. Da, chiar că se ține de live-uri și aproape că mă face să mai intru și eu. Eu intru să salut și ies. Până găsesc ceva interesat să faci. Ah, ok, am înțeles. Da, lately mă jucau Witcher. Da, eu nu știam până să-mi zici, la telefon. Da, pe scurt ne uităm la trailerul Love and Thunder și mulțumim lui Spidey pentru că acest clip e sponsorizat de Spidey care a făcut setările în OBS. Da. Pentru că cineva nu e în stare să le facă. Așa că să ne uităm la trailer. Let's go. Vezi că eu o să mai pun pauze. Da, sure. Cum ți se pare acest prim cadru? Foarte frumos. Păcat că e CGI. Da. Dar tot la Marvel e CGI. Da? Aproape tot la Marvel e CGI. Dar cum se pare narațiunea asta în trailer de la domnul ăsta care am uitat cum îl cheamă, dar știu că e Taika Waititi? Că el spune o poveste. Nu știu dacă asta o să fie... Da, cred că o să fie ceva fairy tale de ăsta de mitologia nordică. Eu nu cred că o să fie în film asta. Nu crezi? Gen narațiunea asta? A, asta nu. Aia nu o să fie. Nu. Sau poate o să fie nu începuse și Ragnarok cu un montaj micuț? Narator. Și a fost în film. Narațiunea lui Thor. Și eu cred că o să înceapă așa și ăsta. Bă, ar fi fun. Și să înceapă cu un montaj să-ți arate cum a scăpat de burtă. Ar merge. Cum a tras la sală. Eu sunt curios cât Guardians of the Galaxy o să avem. Nu cred că mult, sincer. Și îmi place mult costumul ăsta al băiatului de piatră. Bă, uite cum îl cheamă numele. Și eu. Ceva cu capa, cred? Nu mai știu. Și îmi place outfit-ul lui Thor de aici. Da, și mie. Pe parte foarte rock and roll așa. Da. Păi și soundtrack-ul te duce cu gândul la... Și costumul ăsta. Îmi place mult ăsta cu negru. Da. Păcat că nu-l păstrează tot filmul. Yeah. Și asta e asta funny, da. Rău, mi s-a părut mega funny prima oară. Da. Și aici când trage de navă. Și astea cred că sunt creaturile lui Gor, evident. Da, și aici ce mi se pare foarte tare la ciocanul ăsta e că... Gen, e Mjolnirul ăla, sunt foarte curios cum o să explice asta, cum l-a reconstruit și cine. Dar care e povestea lui Jane în filmul ăsta, gen cum ajunge la editor? Nu se știe, ea în comic bucurie bolnavă de cancer și cumva devine lady Thor. Atâta știu, n-am citit. Ok. Dar îmi place mult ciocanul ăsta, că l-au păstrat pe ăsta și l-au făcut așa. Și acum gen are și mama, mai știi primele ciocane aluator din prime filme Marvel, că era așa mega clean și cheap. Acum arată mult mai bine. Da, acum e și CGI. Și asta e adevărat. Și fata a tras la sal. De asta știam din primul trailer. Oh. Deci, arată goofy as hell. E și mai goofy când stai și te uiți ce e în spate. Da. Că mor oameni de la creaturi dubioase și de cu casca asta. Efectiv. What the fuck? E ca și cum l-ai pune pe Mickey Mouse, pe un Battlefield. Și cadrul ăsta mi se pare foarte poetic, un fel de, știi, da, gen, că ea a metaforă pentru relația lor. Da, și pentru ce simte mă gândesc că i-a căzut lumea la picioare sau nu știu, dar e fan. Da. E ca ăla din Snyder Cut cu Barry Allen când explodează mașina în spate cu Love is in the Air. Da, îmi place mult cum filmează Taika. Dar nu filmează el. Bine, gen conceptualize Nu mai știu cine. Nu, la Jojo Rabbit a fost Mălai Mare Junior. Da, aici nu știu dacă tu ești. Îmi place că, de asemenea că e super colorat filmul. I love it. Da, adică și în cadrele astea întunecate măcar ai pelerina asta. Da, ai roșu ăsta care țări în ochi și părul.
Deci chiar arată bine. Da. Și mă așteptam să arate așa bine Natalie Portman. Ca Lady Thor. E Natalie Portman. Eu chiar nu-mi imaginam. A, și chestia asta e mega funny. Da, da. Relatable. 8 years, 7 months and 6 days. A fost zici referință la Endgame atunci când povestea de piatra aia și și-a amintit de ce și a început să plângă. Da. Aici o să avem rentă de la tine. Nu-mi place. Îmi place estetica. Gen, iarăși, îmi place că și în scenele astea alb-negru tot îți sare ceva în față. Adică se vede că nu e black and white, ci are un filter pe el acolo. La cadru. Da, da. Da, da, ce da. Ai văzut cum arată God Butcher în comic book-uri. Designul nu-i cine știe. Eu sper să aibă un ultimate form în actul 3. Da. Și să se umfle, să fie un monstru mai... Nu știu, dar să nu arate așa. True. Mie nu-mi inspiră deloc ca zeu nu știu de care. Bă, nici băi, ăsta a omorât. Ăsta are o sabie cu care omori Celestials. Holy fuck. Adică n-ar trebui să arate cineva așa care are o sabie de omoară Celestials. A, adică se vede că a tras la sară Christian Bale acolo un pic. Păi da, eu chiar mă așteptam să fie... Crezi că a vrut el să nu fie CGI pe el? Nu că știu. N-are, nu e, e chiar el, cu machiaj. Bă, da, nu cred că mă deranjează, adică... Îmi aduce minte de ăla din Thor 2, de Malekith, de elful ăla. Adică nu mi-ar fi plăcut să... Nu mi se pare impozant. Nu mi-ar fi plăcut să pună CGI pe el, cum au pus, de exemplu, pe Josh Brolin ca Thanos, gen să fie la nivelul ăla de numai CGI. Dar arăta bine Thanos. Da, dar în același timp mi se pare că totuși ăla e pe Christian Bale, ar cam trebui să profiți de ce poate să facă și cu fața. Mi se pare că la Christian Bale are vocea lui. Oricum vocea lui mi se pare genială în trailerul ăsta. Da, vocea da, dar totuși Christian Bale, când ăla e pe Christian Bale vrei să-i folosești și fața. Adică mi se pare gen mai bună alegerea să meargă pe machiaj și gen touch-up-ul cu CGI. Dar designul în sine, pur și simplu, nu știu dacă îmi place așa de mult. N-are o armură. Eu sunt convins că în actul 3 o să aibă măcar un costum, ceva. Da, gen, aici bănuiesc că e când cred că aici în lumea aia care e Thor. Știi că e alb-negru aici. Da. Tot. Și scurgi de faza aia de ce e alb-negru acolo. Și eu. Crezi cum o explică. Pe unde crezi că o să fie? Crezi că o să fie până actul 3? Bătaia aia cu alb-negru? Nu cred. Jumătate film? Ori ar putea să fie în actul 2 când și-o ia rău de tot Thor de la el, că trebuie să și-o ia. Da, adică la cam la jumătate. Ori în actul 3, dar să nu fie lupta doar al negru. Cred că gen când intră Thor în avantaj și vine momentul când îl dă, cred că intervine culoare. Da. Și asta îmi place mult cadrul ăsta. Da, asta nu știu din ce comic, din God Butcher, nu știu din ce issue, habar n-am, dar înțeles că e în comic. Și îmi place mult. Păcat că e CGI. N-avem de ăștia. Asta îmi place mult. Da, aici nu zic ce îmi place. Cred că aici e prima oară când apare. Cred că asta e pe la început. Că n-are, vezi, are o cârpă pe el aici. Da. Da, chiar are o cârpă. Și pare că a ajuns pe o planetă nouă. Da, true. Îmi pare planeta aia de la pe care a aterizat cu nava aia zburătoare. Da. Mă, s-ar putea să bine nava, cu barca. Da, s-ar putea să... Da. Aia trasă de pe gaș sau ce n-ai bai. Mm. Pe gaș, pe gasul și cum o fi? Nu știu. Asta. Uite, îmi pare aceeași planetă. Planeta lui Zeus. Asta cu ciocanul e niște awesome. Și asta e awesome. Da. Iar vreau să văd aici ce vestimentație are. Da, uite, tot în... Deci aici are vestimentația aia, robele. Asta e sabia, nu? De sabia da, asta aici. E de Necroblade. Cred că Necroblade se numește. Dar trebuie să arate altfel, și mai impozant. Pare chiar ca o sabie normală. Okay. Sabie normală. N-ar trebui să poată să facă asta ca aspect. Ar trebui să arate într-un fel, mă gândesc. Ah, da, sincer, ca să da. Nu-i credibil. Să biu ca aia să adică nu știu, bănesc că n-arată așa și în comics. Nu. O să pun o poză acum. Așa arată Spidey, tu nu o să vezi când o să-ți dai această reacție.
Cum ți se pare sabia asta Negro Blade acum că nu o vezi? Că tu încă nu o vezi. Foarte mișto. Sper da? Că mă uit acum. Da, sper și eu. E foarte mișto. Așa aici, îmi place cum arată. Aici pare că e în avantaj. Da. Că eu cred că începe să recapete culori în acea exact, parcă bătălie. Vine culoarea efectiv. Da, dar arată, mamă, deci arată prea bine. E. Asta, deci dacă o găsești, o wallpaper mi-aș pune-o dacă aș găsi la cred că o găsești. Păi o să o găsești. Cred că o găsești da. Acum, sincer. Asta iar mi se pare foarte ciudat că Gore the God Butcher se bate cu Valkyria și nu omoară dintr-o... Gen, asta n-ar mai trebui să-i trebui să-i dea pur și simplu o lovitură și să fie la pământ. Gen... Și cred că o să, nu știu dacă moare asta aici, dar trebuie să moară, că n-ar trebui să aibă nicio șansă cu asta. Are vreun stadiu ăsta Gore în care gen e mai newbie? Eu din câte știu, nu. Că bănuiesc că poate asta ar fi o explicație și pentru costumul lui. Gen că e, poate păi da, e... dar el o să moară în filmul ăsta, adică n-are cum, aici trebuie să fie... Adică în cadru, aici are sabia, nu? Da. În mână. Uite-o. Ah, da, uite acolo. Și are un fulger de-a lui Zeus. Sau poate nu-i singur acolo, abar n-am. Păi sigur, gen tot aici sunt toți. Da, aici cred că sunt toți, că e gen cadrul ăla alb-negru. Da, nu are sens. Asta nu trebuia să supraviețuiască la o luptă. Asta ar trebui să aibă maxim 5 secunde lupta. De o lovitură de la asta, asta ar trebui să se ducă. Yeah. Că altfel mi se pare prea slab. Adică The God Butcher și făcut de Christian Bale și apoi să vezi că chiar se chinuie să se bată cu o Valkyrie amărâtă. Hela a omorât, mai știi că în Thor Ragnarok într-un amintire de astea a omorât nu știu câte dintr-o singură lovitură. Și ăsta nu reușește. Holy hell, da, chiar acum că zici da. Uite și tu, îl și parează. Deci tu, el parează. El n-ar trebui să pareze. Ar trebui să-i taie sabia fix pe un fulger, sunt foarte curios cât de... Că sigur e mult mai slab decât în comic book-uri. Ok. Altfel, nu mi-e găsesc explicații. Dar asta îmi place. Asta mi-aduce aminte de Hercule. Da, și mie. Și de Kratos. Ce arată miștocuț. Da. Îmi place. Mamă, aici chiar îmi place. Guardians. Da, ăștia să apară puțin. Da, cred că la început o să fie un pic... Și asta e mișto. Da, știi ce ies eu curios aici cum e la cadrul ăsta? Cine să știe? Yeah. Asta e moartea. Că e clar. Da. Niște zei. E clar că sunt niște zei. Da. Nu știu. De asta sunt curios dacă explic. Ăsta știi cine e? Seamnă cu ăla din What If, The Watcher. Uite, vezi? Da, chiar. Da. Oh my God. De asta sunt curios. Ok. Vreau să... Nu știu, vreau explicații. Oare este Jane din alt univers? Și e foarte mișto animația asta. Îmi place. Da, îmi place și mie. O să vede. E fain. Și asta am râs. Păreri? Mi-aș fi plăcut. Ce părere ai despre acest blur? Să nu cenzurezi. Dar în același timp poți să fie și copii în sala de cinema. Dar îi văd doar fundul. Da. Nu e nimic rău în asta, mi se pare. Exact. Dar arată funny. Da. E amuzant că a pus-o, dar e și mai amuzant că a și trebuit să o pună. E. În același timp e amuzant că e și Taika Waititi și cred că și dacă avea voie să-i se vadă fundul ar fi pus asta. Probabil, da. Probabil, da. Asta e funny. Îmi plac foarte mult set-piece-urile din film. Și asta arată. Da, e mișto rău. Știi fundalurile alea wallpaper ăla, alea cu matrici, da, cu... Da. Exact, asta zici că e. La asta abia aștept să mă duc. Da, arată fain, nu sunt super excited. Nu? Chie, cred că sunt pe la un 6 din 10 excitement. E puțin peste average. Sunt la fel de entuziasmat ca pentru Doctor Strange, sincer. Na, eu la Strange am fost mai hyped. Și că e Christian Bale. Dar în același timp eram și mai hype dacă își păstra freza din Thor Ragnarok. Mie îmi plăcea mai mult părul scurt cu freza aia. Da. Și mie. Păi, eu abia aștept să-l văd. Și tu ești 70%. Păi ce vrei? Eu sunt un hype.
Abia aștept, da, am reținerile mele, dar eu tot abia aștept să-l văd. Nu știu, supus că e al câterea film al lui Taika, gen full feature e? Gen, mie Taika, sincer, mi se pare că se vede mult mai bine ca gen voce regizorală în Jojo decât în Ragnarok. A, da, clar. Și nu știu, adică sper foarte mult să vedem mai mult din gen stilul lui Taika. Mă gândesc că o să fie că au văzut că Thor Ragnarok a fost de succes. Și poate îi dau un pic mai mult, dar în tot nu o să aibă full. Full nu, că dacă nici Sam Raimi n-a avut full... Cine-i Taika să aibă dreptul ca Sam Raimi? Sam Raimi. Da, nu știu. Cam asta ar fi oricum. Voi ce părere aveți? Vă place Mission Impossible? Lăsați comentarii. Da. Asta că e alții. Vă place trailerul? Spuneți-ne și nouă ce nu vă place și dacă știți cumva, dacă voi ați citit comicul Curcutor, că eu nu prea am citit, care explicați-mi și mie de God Butcher ăsta cum funcționează, că aici chiar sunt curios. Și mie rene să caut și mie mai ușor să citesc cu comentarii de la voi decât să caut eu pe net. Și mai rapid și mai fun. Eu nu știu nimic despre Thor în comics, deci m-ar ajuta și pe mine. Da. Bun. Să aveți o zi frumoasă. Nu uitați de like, share, subscribe. Subscribe pe canalul The Boys, subscribe la Spidey și dacă vrei să devii membru, o poți face oricând. Cum poți să devii membru Spidey pe acest canal? Dând 4 lei. Dând 4 lei? Ai... Devii membru. Devii membru. Oh my God. Wow. Zi frumoasă să aveți și noi ne revedem când ne-om revedea. Ciao. Bye bye.